Anul 2014 vine cu o veste bună pentru salariați. Salariul minim pe economie va ajunge la 900 de lei, dar odată cu acesta va crește și punctul de amendă pentru încălcarea regimului rutier. Astfel, având în vedere că valoarea unui punct este de 10% din valoarea salariului minim, punctul de amendă va valora 90 de lei. Clasele de sancțiuni sunt următoarele. Clasa 1, 2 sau 3 puncte amendă, clasa 2, 4 sau 5 puncte amendă, clasa 3 de la 6 la 8 puncte, clasa 4 de la 9 la 20 de puncte amendă, iar clasa a 5-a de la 21 la 100 de puncte amendă. Clasa a 5-a de sancțiuni se vor aplica doar persoanele juridice care comit contravenții. Astfel, în cazul unei majorări a salariului minim la 900 de lei, cea mai mică amendă pe care o va lua un șofer care încalcă prevederile codului rutier va fi de 180 de lei. Așadar, dacă nu aveți centura pusă, vorbiți la telefon, opriți în loc nepermis sau depășiți viteza legală cu 10-20 de km pe oră, veți scoate din buzunar în 2014 minim 180 de lei.